Alioșa cu sacoșa v-ar spune că nu mai are sacoșe. Nu a mai fost la supermarket să-și ia o sacoșă cu pungi, pentru că stă acasă. Pampon v-ar spune că nu a mai fost nici la bal, nici la frizerie. Stă acasă, cu Didina, cel mai sacru amor. Pensionarul v-ar spune că în ultima vreme nu a mai văzut și nici nu i-a mai intrat în casă nicio tigresă. Asta pentru că stă acasă. Nu a mai fost la cumpărături la supermarket. Verșânin v-ar spune că și-a schimbat punctul de vedere radical și anume, viața pe pământ va fi inimaginabil de frumoasă nu peste 200-300 de ani. Mult, mult mai curând, asta dacă vom sta acasă. Oameni buni, stați acasă. Ieșiți cât mai puțin posibil, doar dacă este absolut necesar. Respectați regulile impuse de autorități, respectați regulile de igienă. Doar așa vom reuși să facem ca toată această perioadă dificilă prin care trecem cu toții să fie cât mai scurtă. Știu că e greu, dar doar împreună vom reuși. Vă doresc tuturor multă sănătate și să ne revedem cât mai curând la teatru.